s-a blocat acolo, un colet. Da. Da, acolo. Ce asta faci? Că vine coletul și pinge. Da? Coletele se blochează. Se pot bloca într-un anumit loc și atunci nu trec mai departe către ieșire. Într-o astfel de situație, comunicarea e foarte importantă și Claudiu ajută de fiecare dată ca toți colegii hipoacuzici să înțeleagă totul. Ce s-a întâmplat acum? S-a plugat banda aceea de acolo și de aia s-a oprit. Nu mai merge nici asta acum. Până la urmă, se blochează tot fluxul. Uitându-mă mai bine, am văzut că sunt anumite role care nu funcționau. Rolele respective trebuie schimbate. La fel și o parte din curele. Dar până se vor schimba rolele și curelele, cineva trebuie să rezolve situația acum. Lasă banda așa, că să mă să te blochez de acolo. Ok. Cu riscul de a se da de gol, șefa sub acoperire își pune foarte serios problema să-l oprească pe Claudiu din această acțiune pripită. Avem nevoie de el a doua zi la muncă, întreg, și să scaneze, nu la spital și eventual cu un picior în gips. Trage-o ăsta înapoi. Rolele se uzează, se schimbă, doar trebuie să fie cineva cu ochii tot timpul acolo, dar siguranța oamenilor e pe primul loc. Acțiunea riscantă a lui Claudiu a reușit totuși să deblocheze banda.